Peste 50 de mineri și energeticieni au continuat vineri marșul disperării și s-au apropiat de Pitești. Marșul se află în cea de-a cincea zi. 7 dintre liderii minerilor și energeticienilor s-au urcat în mașini și au plecat spre București pentru o discuție cu premierul Cioloș. Întâlnirea dintre liderii minerilor și premierul Dacian Cioloș a fost programată să se desfășoare la ora 13, la sediul Ministerului Energiei. Participanții au pornit pe jos de la Rovinari spre București pentru a protesta în acest fel față de politica Ministerului Energiei, față de complexul energetic Oltenia și lipsa de decizie în privința creării mixului energetic. De asemenea, minerii militează pentru păstrarea locurilor de muncă. Vom reveni cu amănunte.